Salut, tare tuturor, drag simt pentru un episod din Cyberpunk 2077 în care am să vă arăt cum să câștigați cel puțin 2.500.000 de dolari pe Cyberpunk în bani. Pentru primul lucru este ca un fel de tehnică, nu știu cât timp o să meargă, pentru că o să vedeți de ce când o să fie actualizări, s-ar putea să nu mai aibă deja. Trebuie să faceți o chetă care nu este o chetă secundară, care cred că e imposibil că ați făcut-o. Am să vă arăt, o găsiți aici, în partea asta de jos, și e aici, e cheta asta. Bun. Și când ajungeți aici, trebuie să vorbim cu trei tipi. Normal, aici sunt trei tipi. Bun, eu voi da ca să trec, că dialogul nu este important ceea ce zice. Give it to me. Aici este maleta. Deci o putem pirata și dacă vreți că nu aveți nivelul necesar de piratare, am să vă arăt cum o puteți recupera gratis. Trebuie să mergeți în spatele acestei clădiri. Let's see what we got here. Și să scanăm pe tipul ăsta. Muscles aren't stiff yet. Dead couple hours tops. După ce l-am scanat, o să puteți ca să... deci stați, am uitat ca să iau, trebuie să luăm ceva de pe el. Da, și vom aici codul de acces. Și după ce luați codul de acces, vă reputeți întoarce la... valiza asta, în care... Well, I'll be damned. Bun, ok, vom utiliza. Care o să luăm aici în mesaje, normal, dar trebuie să citim mesajele. Le citiți toate mesajele. Este mic și aici. Look what we have here. Da, citiți asta. Și aici o să dădeie un loc pe mapă. Deci noi o să ne revedem acolo, că este destul de departe. Mergeți în locul ăla unde vă arăta pe mapă. Pe mapă sunt 7 inamici pe care va trebui să-i înveți. După ce omorâți pe inamici, veți găsi aici chestia asta, unde veți recupera un tablou. What the hell is this? What's it look like? Francesi, 2021. Oil on canvas. Sheesh. Pearls before swine. Bun, după ce ați recuperat tablou, veți merge la cel mai repede vânzător, care sunt cutiile astea de aici, unde vă permite să vindeți lucruri. Și aici începe tehnica, am să vă arăt cum. Deci, tabloul vom găsi aici. După cum vedeți, eu l-am direct aici. Îl putem vinde cu 4.000 de dolari. Deci, îl vând cu 4.000 de dolari și trebuie să-l cumpărăm înapoi. Dar dacă îl cumpărăm acum, valorează de 4.000 de dolari și nu avem niciun câștig. Deci, l-am vândut, ne reîntoarcem înapoi, venim înapoi iară și când am revenit aici, îl cumpărăm cu 5 dolari și acum o să-l vindem iară cu, unde e aici, tot cu 4.000. Facem așa, ieșim, ne întoarcem înapoi să ne arete butonul să-l vindem și îl cumpărăm. Și tot facem așa la infinit până ce avem destui bani. Cu 5 dolari.
am să vă arăt câte un pic. Bun, și acum, după cum vedeți, vânzătorul ăsta, adică automatul ăsta nu mai are niciun ban aici, îi arată banii lui, mai are încă 25 de dolari. Deci ca să îl avem din nou, venim aici, așteptăm 24 de ore, continuăm și vânzătorul are din nou bani, are încă 20.000, deci tot facem glitch-ul ăsta până la infinit și merge. Deci deocamdată am 9.000. Adică 90.000, vreau să zic. Bun, când o să am câte 1 milion, 2 milioane, am să ne revedem atunci. Da, am uitat să vă zic, ca să nu îl uitați acolo, că dacă îl uitați la vânzător, o să dispară tot timpul, ca să îl recuperați înainte, ca să faceți să așteptați 24 de ore. Bun, după în jur la 30 de minute, am reușit să am în jur la 1 milion de dolari. Deci, ca de obicei, dacă vă place acest tip de episod, nu uitați să vă abonați și să lăsați un like. Ciao, ciao!